Andreea, ce faci, cum te simți în seara? Foarte bine mă simt, mi-era dor de voi, pentru că am fost și plecată în America Express și mi-era dor de aceste evenimente și mă bucur că am fost invitată și iată m-am venit. Și nouă ne-a fost foarte dor de tine, arăți fabulos în seara asta. Spune-ne, te rog, cum ai construit ținuta asta? Lucy Faur a construit-o și creația este Pif Stefanu, un designer român, și îmi place să susțin designerii români și de multe ori la evenimente mă îmbrac de la designerii români și la Te Cunosc de Undeva de asemenea, mă îmbrac tot de la un designer român. Dar ce crezi despre tema noastră în această seară, extravaganță? Foarte bine, păi decât să venim așa cu ținute casual, de ce să nu scoatem creativitatea din noi și să facem ceva ce nu facem de obicei? Pentru că asta e foarte tare, așa nu prea avem ocazii să ne exteriorizăm și să experimentăm. Așa cum spuneai mai devreme, tu te-ai întors recent din America Express. Cum a fost experiența asta pentru tine? Foarte, foarte grea, dar m-a schimbat profund, pentru că acolo trăiești cu nimic și trebuie să te bazezi doar pe ajutorul oamenilor și, evident, când te întorci, apreciezi mult mai mult ceea ce ai acasă. Și m-am întors foarte umilă, recunoscătoare și apreciez foarte mult tot ceea ce am construit și apreciez și iubesc și mai mult familia pe care o am. Chiar mă uitam la videoul pe care l-ai postat cu întoarcerea acasă. Cum te-au primit fetițele tale? Mi-a fost foarte, foarte dor de ele. La un moment dat vreau să mă întorc acasă. Am rezistat eroic. Adică să reziști acolo, mai ales dacă ai și copii acasă, trebuie să fii foarte strong psihic și fizic, bineînțeles. Și am rezistat destul de mult în competiție, o să vedeți atunci când se va difuza. Și când m-am revăzut cu ele, am plâns foarte mult, mi-a fost foarte dor de ele. Mă așteptam să doarmă, să nu le găsesc treze, dar m-au așteptat micuțele la 4 dimineața și mi-au sărit în brațe. Și apoi au vrut să vadă jucăriile pe care le-am adus, pentru că le-am promis că le aduc jucării. Dar ce a însemnat experiența asta pentru prietenia dintre tine și Andreea Antonescu? Păi o să vedeți când se va difuza emisiunea și oricum noi ne cunoaștem ca în palmă, așa că a fost bine că am plecat cu ea și am făcut o echipă foarte bună, pentru că ne-am completat. Noi fiind două persoane diferite, ne-am completat și de aceea am și făcut performanța acolo și o să vedeți. Știm că nu poți să dezvălui prea mult din ceea ce s-a întâmplat acolo, dar poate îmi dai un mic indiciu despre, nu știu, o provocare foarte grea prin care ați trecut? Mai fiecare zi era grea, pentru că începeai cursa la 7 dimineața și terminai la 7-8 seara, apoi trebuia să-ți cauți cazare și băteai din ușă în ușă și de multe ori nu ți se deschidea și trebuia să ai speranță că până în târziu noapte vei găsi unde să dormi. N-aveai mâncare și probele erau foarte grele. Fiecare zi aveai 4, 5, 6, 7 probe de făcut, misiuni în fiecare zi și difereau de la o zi la alta, din ce în ce mai grele cu cât etapele înaintau. Nu e un concurs pentru oricine. Noi am rezistat și pentru că noi suntem obișnuite cu turneele, cu spectacolele de mici, fă bagajul, ia bagajul, împachetează, despachetează, dormi în pensiuni de o margaretă și atunci a fost destul de ușor pentru noi să ne acomodăm condițiilor pe care noi nu le avem acasă. La ce să ne așteptăm de la acest sezon? O să fie super spectaculos, mai ales că toate echipele sunt foarte bune și toți sunt foarte ambițioși, așa că am avut o concurență acerbă. Dar v-ați apropiat mai mult de vreuna dintre echipe? Da, la un moment dat am făcut și așa o alianță, o să vedeți despre ce vorbim. A fost Ovidiu cu Joachim și am fost foarte apropiate de ei. Cum ești din zona ta de confort în viața de zi cu zi? Eu întotdeauna ies din zona de confort, pentru că mi se pare că așa evoluez și mi se pare că așa am evoluat de-a lungul timpului. Când am fost la Dansez pentru tine în Mexic, apoi la Dancing on Ice, când nu știam să patinez, la Bailando por un Sueño în Mexic, tot timpul am încercat și am făcut lucruri peste puterile mele fizice și psihice, până și Asia Express a fost un proiect pe care l-am refuzat ani de zile și doar anul acesta m-am simțit pregătită să-l fac. Așa că e foarte bine să ieși din zona ta de confort, pentru că așa evoluezi, atât fizic, cât mai ales spiritual și emoțional și ca mindset. Care este cel mai bun sfat de mental health pe care l-ai primit sau pe care l-ai auzit vreodată? Ascult foarte mulți autori, de la Joe Dispenza, Sadhguru, mulți, și în fiecare dimineață îmi pun așa câte un mic podcast și sfatul cel mai bun este să realizăm că avem această viață, că suntem muritori, că atunci când ești tânăr nu uiți, zicem, îmbătrânirea e departe. Și mai ales eu având și un stop cardiac, adică am realizat că într-o secundă totul poate să dispară și atunci trebuie să trăiești fiecare clipă așa cum vine și foarte important, noi din lucruri mai puțin plăcute învățăm. Așa că dacă am fi tot timpul fericiți și ar fi tot roz, nu am putea să învățăm. Și să îmbrățișăm aceste lucruri mai puțin neplăcute, pentru că ele sunt adevărate lecții și să le privim ca pe niște lecții, nu ca pe eșecuri, și să primim întotdeauna partea plină a paharului. Mi-am luat puterea de la oameni
și de fiecare dată când am avut o experiență negativă, mi-am pus-o în muzică. Chiar și din liceu, la piesele Useroare, Evadez, Aparențe. Acum, ultimul album pe care l-am lansat anul trecut, Soare după nori. Toate piesele sunt motivaționale și îmi spun, povestesc experiențele mele. După fiecare despărțire am scos piese. Pentru mine a fost terapie, deoarece mi-am pus sufletul în acele piese și totodată alți oameni s-au regăsit în ele și mi-au scris mesaje foarte frumoase, mesaje de suflet care pe mine m-au ajutat să merg mai departe. Și până la urmă, cu toții suferim, cu toții trecem prin tot felul de experiențe negative, despărțiri. Și dacă suntem uniți, mai uniți ca niciodată, avem empatie unii față de ceilalți, trecem mai ușor.